La debut pe banca lupilor, Gigi Mulțescu a reușit să întrerupă seria de 8 meciuri fără victoria a Petrolului. La Ploiești, Brașovul venea după două succese mari cu Vaslui și Rapid. Prima ocazie a aparținut gazdelor, dar Hamza a fost blocat de portarul brașovenilor. Oaspeții au replicat în minutul 31, când Buga a ajuns cu greu o pasă în careu. O eroare în centrul defensivei prahovene a fost reparată de Hamutovski la primul meci de la revenirea în România. Tot Hamza a semnat prima ocazie și în repriza secundă, dar șutul său s-a dus alături. Iureșul gazdelor s-a văzut pe tabela de marcaj când același Hamza a găsit o diagonală superbă la colțul lung al lui Felgheiraș. După doar 5 minute s-a făcut 2-0, Oprița a centrat, iar Zerca a reluat cu capul. Petroliștii nu s-au oprit, iar Hamza a ratat o ocazie mare în minutul 64. Zerca a fost aproape de dublă în minutul 77, dar nu a lovit balonul cum și-ar fi dorit. La faza imediat următoare, Felgheira și-a fost providențial în fața lui Osiaco. E o victorie prețioasă, mai ales că e în fața unui adversar care, eu zic că era pe val. Noi ne-am pregătit, zic eu, bine, chiar foarte bine și jucătorii au reacționat corect la ceea ce am discutat. Nu știu să mă bucur, deci chiar stăteam și veneam cu emoții foarte mari și n-am mai bucurat de mult timp. Mă bucur pentru băieți, mă bucur pentru suporteri, mă bucur pentru Mulțescu. Am întâlnit o echipă care în prima parte nu ne-a pus absolut nicio problemă, nici nu a ajuns la poartă. Noi am avut o ocazie mare de a marca,